Înainte să intrăm în conținutul acestui cuvânt pe care l avem oferit de Bunul Dumnezeu, astăzi aș vrea să ne oprim asupra titlului, se numește Pălmuire Preventivă. Și mă rog lui Dumnezeu ca această expresie să rămână vie în mintea noastră când vom trece prin anumite situații, să ne audă urechea sufletului expresia aceasta, nu-ți pierde inima, este o pălmuire preventivă. Lucrul acesta operează în două domenii. În primul rând, în ce privește trecutul nostru. Sunt oameni care niciodată nu s-au putut elibera de trecutul lor. Ceva s-a întâmplat în copilărie, în tinerețe, undeva, și au rămas sclavi pe viață acelui moment, acelui incident. Niciodată n-au depășit situația aceea. Cuvântul de astăzi, ne spune nouă că Dumnezeu a folosit acea situație fără să o fi creat-o sau să o fi dorit-o. Eu nu doresc așa ceva. Dar Dumnezeu a folosit acea situație foarte nenorocită. Adesea trăim cu ea și mergem cu ea în pământ. Folosite deci de Dumnezeu, această situație foarte nenorocită devine un capital spiritual pentru noi. Ne dăm seama că a fost o pălmuire preventivă. Dar citind textul acesta, mulțumim Diana pentru, pentru felul cu, mai, cu atenția cu care l-ai citit. Citind textul acesta, putem să aflăm din el... -a reușit, teologia nu a reușit în 2000 de ani să explice în ce constă țepușul ăsta. Ea zi, domne, unii au spus, ba, că erau cu ochii, ba, că una ca alta... Nu, sunt, pe o probabilitate, dar nu există nimeni la ora actuală care să spună Uite, asta înseamnă țepușul ăsta despre care vorbește el, că i-a fost pus în carne. O, o explorare a, a etimologiei cuvântului îl arată că nu e vorba de un țepuș, ci e vorba mai degrabă de un gard în jur cu astfel de țepuș care protejează ceva. Termenul a fost explorat în toate limbile și contextul literar al vremii și așa mai departe. Dar nimeni nu poate da astăzi o definiție clară asupra acestui lucru. Oh, nu, nu e nicio problemă. Dacă ne trebuia, ne dădea Dumnezeu. Dacă nu este, e ok. Însă ne sunt date niște manifestări, simptome, cum, cum se manifestă acest țepuș în carne. Și ne spune că face două lucruri. Unu, ne pălmuiește și doi, ne împiedică să ne îngânfăm. Când să ne îngânfăm, tocmai atunci ne împiedicăm și am căzut cu nasul de pământ. Și ce să te mai duci cu nasul atâta, nu mai, mai e ce să faci. Aceasta face, așa se manifestă acest țepuș pus în carnea noastră. Am înțeles să fiu pălmuit după ce am făcut o prostie, vorba lui Petru, dacă ai făcut o răutate, e normal să o iei peste ochi. Înțeleg lucrul ăsta. Dar să mă bați înainte de a face răul, adică cum era bătrânul ăla în România, zice, dacă vezi un băiat, arde una peste cap, că și dacă n-a făcut ceva rău, are de gând să facă ceva rău și așa că arde una. Adică să mă pălmuiești înainte de a face răul, care o fi rostul? Dar se vede că așa stau lucrurile. Pavel nu se îngânfase în momentul în care scrie aceste cuvinte. El nu se îngânfase, dar nu era nici în afara pericolului de a se îngânfa. De mai multe ori zbune și îmi vine să zic, îmi vine să spun, uite ce am făcut, uite de unde vin, uite cum e. Îmi vine să spun, zice el, dar nu, 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 mă opresc aici. De aceea, acest lucru îl învățăm astăzi prin Harul Bunului Dumnezeu și el va arunca lumină atât asupra trecutului nostru, acum înțeleg de ce a trebuit să trec pe aici. Unele situații sunt chiar foarte grave, le vom întâlni în textul nostru. Și doi, acum înțeleg de ce mi se întâmplă acest lucru. N-am o explicație. Ce mai mulți oameni consideră terapia lui Dumnezeu preventivă, deci imunizarea aceasta a sufletului, o consideră pedeapsă. Nu, este nicio pedeapsă. Nu. Este o expresie a bunătății. Înțelepciunii și puterii lui Dumnezeu de a-și supune toate lucrurile, în aceea că El previne în viața mea ceea ce încă nici măcar nu s-a născut. Dar El, care vede sfârșitul de la început și care lucrează și cu începutul și cu sfârșitul, eu sunt începutul și sfârșitul, care lucrează cu aceste lucruri în minte, El știe cum să mă trateze pe mine astăzi pentru ceea ce este după colț sau pentru ceea ce va fi poi mâine. El știe ce face. Eu nu știu dacă trecând prin situația aceea sunt destul de conștient să-mi dau seama că am fost tratat, am fost imunizat, m-a pregătit Dumnezeu dinainte. Probabil că înțelegem, dar în parte, așa cum scrie Sfânta Scriptură. Deci l-a pus pe acesta să mă pălmuiască preventiv. Dacă mă uit înapoi, mă întreb ce am făcut, Doamne, pe alții sunt mult mai răi și uite ce a făcut altul. Asta e o gândire copilărească. Nu, no, din potrivă, noi ne supunem, așa cum spune Petru Iisus, se supunea dreptului judecător. Era o nedreptate cosmică ce se întâmpla acolo, dar el se supunea căilor pe care Dumnezeu le-a trasat. Pentru că Isaia 53 spune, Domnul a găsit cu cale să te treacă pe aici. A găsit cu cale. Dar de ce pe aici și nu pe dincolo? Cine ești tu, te întreabă Pavel, să încerci să corectezi tu pe Dumnezeu sau să dictezi tu doctorului ce fel de tratament îți dă atâta de... Am văzut pe cineva care a murit de deșteptăciune. Toți doctorii erau proști, nu știau ce fac, tratamente greșite, l a făcut așa, ăla nu știa nu, știa, nu știu ce, cu și a murit săracul. A murit. Nimeni nu poate trăi cu acest fel de îngânfare dar acela care învață din cuvântul lui Dumnezeu reușește să vadă rostul. Deci acesta este rostul. Ca să mă împiedice să nu ajung... Păi, cum te comporți cu cineva? Soldați în război, merg uneori pe un câmp minat. Cei care ați făcut armată, care am făcut armată, știți ce înseamnă lucrul acesta. Un câmp minat. Și atunci tu -l vezi pe prietenul tău care merge în pas de defilare și vezi că este o mină în pământ și strigi la el, băi, stop, oprește, oprește, dar el e prea mândru și el merge acolo în continuare. Nu mai aștept să te audă, te repezi la el, frate, îl trântești de pământ cât poți de tare. Vezi două fete care vor să facă un selfie cu trenul și îți dai seama că trenul e în spate, le arunci pe caldarând pe amândouă și multe astfel de situații. Nu o să se ridice după aia și ca Demrădulescu, vă rog, fiți atenți, mai lovit cu panglica în barbă. Nu o să zică nimeni treaba asta, vă asigur. O să spună mulțumesc din suflet, din sufletul meu mulțumesc că m-ai îmbrâncit, Doamne. Îți mulțumesc că m-ai lovit, îți mulțumesc că m-ai trântit la pământ înainte de a fi prea târziu. Îți mulțumesc de lucrul acesta. Și probabil că nu e nimeni aici, nici n-am fi pe aceste bănci altfel dacă nu ne-ar fi trântit Dumnezeu la pământ de multe ori în viața noastră. Lucrul acesta însă merge și mai departe și anume vine o situație în care uh, suntem confruntați cu moartea. Nu mai discutăm de încercarea nu știu care, nu mai discutăm de îmbrâncirea aceasta, dă la o parte din fața primejdiei și după ce trece, Doamne, îți mulțumesc din sufletul meu, nu mai vorbim, de vorbim chiar de moarte. Cartea profetului Isaia 26.20 Du-te, poporul meu, intră în odăița ta, în cuie ușa după tine, dar de ce, Doamne, ascunde-te o clipă până va trece mânia. Doamne, dar eu aș avea un plan mai bun ca tine, eu aș omorâ mânia întâi, nu, dar... Cine poate avea un plan mai bun ca Dumnezeu? Ascunde-te o clipă. Și în Isaia, în capitolul 57, el spune mai departe, din pricina răutății este luat cel neprihănit. Ce, -o, ce pedeapsă, ce o fi făcut? Dumnezeu nu face de-astea. Dumnezeu nu face astfel de greșeli. Când a zburat pe cel neprihănit, l-a zburat din fața răutății. El știe ce face. Lucrările lui sunt de așa natură încât nu va fi inimă și piept în acest univers care să nu strige drepte, Doamne, că ai judecat așa. Acum văd, acum înțeleg, chiar și pe deapsa aceea groaznică, în, în, numărul lor, orice făptură din cer, de pe pământ, de sub pământ, de oriunde, a spus, drept ești, Doamne, că ai judecat așa. S-a văzut dreptatea lui Dumnezeu. Cu atât mai mult în cazurile noastre atât de mărunte în viață, dar și cum este acesta atât de grav. La un moment dat, cineva este luat din viață. Dar în cei mai frumoși ani ai mei, pe dacă vrei să nu dai de nenorocire, dar dacă vrei să dai de nenorocire, rămâi în continuare. Dar dacă nu vrei să dai de dacă vrei să nu faci o nenorocire care să distrugă tot ce ai făcut bine până acum în viața ta, Ascultă sfatul meu și du-te la culcare. A, nu, ăștia sunt cei mai bune ai mei. Eu nu pot să mă supun la așa ceva și se jelește. Și... Cum pot să fie atât de, să nu zic, față de mine, care știi că am fost credincioș cum pot să faci așa ceva în cei mai bune ai mei? Și, și Domnul a zis, bine, dacă nu e bine, dacă e mai bine cum știi tu, dacă e mai bine cum mai. Ia, merge înainte și așa s-a născut Manase, care timp de 52 de ani a umplut Ierusalimul de sânge. Ezechia, de aia ți-am spus să te culci. Nu mai ai ascultat. Te-ai încrezut în înțelepciunea ta. Cum crezi, dar din fața nenorocirii este luat cel neprihănit. Și avem o situație specifică. Cel mai mult mă, mai mă zguduie funeralile copiilor. Dinerele meu a zis, zice, eu nu vreau să fac medicină la copii, mie milă de ei, nu pot să... Tocmai de asta și a avut parte. Pe mine mă zguduie funeralile copiilor. Am trebuință să mă întărească Dumnezeu pentru lucrul acesta. Odată chiar mă zbăteam la mormântarea unui copil de trei ani. Așa o căciuliță albă îi pusese și... De mâna bunicului. Bunicul asta și-a reparat Volkswagen-ul și copilul s-a necat în bazinul de notă în spatele lui, deși fusese lăsat. Nu, Volkswagen-ul nu a fost lăsat în paza lui, ci nepotul. Dar el s-a ocupat de furbă reală și între timp bietul nepot alunecat în apă s-a necat Și după multe reparații ale bunicului, când se întoarce înapoi, îl vede plutind, era totul încheiat. A fost o nenorocire aceasta, am fost uh, invitat. Am fost acolo și pur și simplu țipam la Dumnezeu în sufletul meu, Doamne, dă-mi un rezem, n-am de ce să mă prind, vreau să mă prind de ceva, nu pot, cum să, cum să, văd așa ceva? Și atunci am înțeles acest cuvânt pe care îl aduc astăzi înaintea dumneavoastră și a noastră a tuturor în 1 Regi, capitolul 14, vine acea soră care se dă drept alta, mare credincioasă la biserică, mare evlavioasă, de aia, să te dea drept altă, de avea altă viață. Și vine ea pentru că avea un copil bolnav. E o familie nelegiuită, ei se deduseră la uh, toate spurcăciunile imaginabile ale vremilor și pe afară arăta a frați de ce vrei să te dai drept alta, îi spune prorocul, nu ți ajută cu nimic. Nu ți ajută să minți pe doctor, cu privire la diagnosticul tău sau la simptomele tău. Unde vă doare? Aici mă doare și te doare aici. Nu, nu e spre binele tău să faci așa ceva. Dar ea așa a făcut. De ce te dai drept alta? Și venise acolo să întrebe cu viclenia aceasta nebună, literalmente eu pierderea minții, ca să crezi că Dumnezeu îți va da o descoperire cu privire la copilul tău care moare, dar nu îți va da o descoperire cu cine ești tu de fapt, să crezi așa ceva, asta este, asta este un simptom al unei nebunii pe fond spiritual. Și ea vine îmbrăcată în felul ăsta, se dă dreptate, în sfârșit. Și, iubiții mei, cunoașteți bine istoria, dar vreau să citesc explicația morții copilului acestuia nevinovat, care s-a născut și a trăit într-o familie vinovată. Ați urmărit prezentarea de aseară, unde este Cain? Dacă îl întrebai pe Enoch unde este Cain, Enoch ți-ar fi spus, că este în sângele meu. Este aici. Dar mă port aspru cu mine însumi. Nu va avea niciun cuvânt de spus sângele lui Cain, care curge și prin venele mele. Aici acest copil se naște în cea mai nenorocită familie imaginabilă, a devenit simbolul răului. Oricine a fost rău și nelegiuit în Israel a fost comparat cu aceste roboam. Asemenea omului ăstuia. Acolo s-a născut copilul acesta și în acest mediu, în acest mediu, asemănător cu cel al lui Samuel, a crescut în prezența unor pastori și preoți adulteri desfrânați care își bătea joc de Dumnezeu cu femei în altarul bisericii. Asta a făcut oamenii. Și el a crescut acolo un om atât de nevinovat încât a stat în fața lui Israel și a spus dacă mă știe cineva cu ceva, vă rog, veniți în față. Acolo a dezvoltat el caracterul ăsta. La fel este copilul lui Eroboam. În afară că nu este scuză pentru nimeni, că să vezi ce mediu sau să vezi... Nu, nu suntem fără scuză. Avem totuși și harul și posibilitatea aceasta să transformăm nenorocirea aceasta și Dumnezeu o transformă pentru noi într-o binecuvântare. Așa se face că Domnul îi spune prin profet acestei femei care se vedea drept alta. Uh, Du-te acasă! Cum îți vor păși picioarele încetate? cetate, copilul va muri. Tot Israelul va plânge și îl vor îngropa. E singurul din casa lui Roboam care va fi pus într-un mormânt, pentru că este singurul din casa lui Roboam în care s-a găsit ceva bun înaintea lui Dumnezeu, Domnului Dumnezeului lui Israel. Astfel că moartea copilului acestuia n-a fost o pedeapsă, N-a fost o greșeală a Providenței sau a Divinității? Cum e copilul ăsta bun? După ce că e numai unul bun într-o familie așa de nenorocită? Biblia spune, zice, din fața nenorocirii este luat cel neprihănit. Cine înțelege? Cine vrea să înțeleagă? Cine vrea să urmeze căile lui Dumnezeu? Cine vrea să se supună judecăților lui Dumnezeu și mijloacelor pe care le alege El să ne conducă în viață? A murit copilul așa cum s-a scris, versetul 18, l-a îngropat tot Israelul a plâns după cuvântul Domnului pe care îl spusese prin robul său Ahia, prorocul. Ahia nu i-a spus acestei femei, uh, am ceva de vorbit cu dumneata. Nu a spus așa ceva. Sunt însărcinat să-ți spun aceste lucruri. Nu am ceva personal, nu m-a însărcinat răutatea mea, ura mea, invidia mea sau uh, purtarea sau poftele mele. Nu acestea m-au însărcinat. M-a însărcinat altcineva. Și cuvântul, spune Biblia, după cuvântul Domnului. Te întrebi, care este sensul? Nu vorbeam cu un frate din județ și spus, zice, în ziua când m-au exclus, Da. Nu știi ce să faci, că trebuie să ridici mâna, aia e cazul. Și el ți-ar spune că dacă aș fi eu și eu aș ridica mâna la mine. Așa. Asta a fost cazul. Dar aceasta nu diminuează cu nimic impactul pe care l-a avut asupra vieții lui. Și mi-am spus, zice, când, după ce m-au exclus la biserică, zice, am mers pe dealuri aici, la noi cât mai departe de sat, ca să poți să urlu din toți plămânii, și am urlat până să am simțit că s-a rupt ceva în mine. Dar de ce ai urlat? De răutate. Nu, Biblia spune unul cu orienteni, cu patru, frate, nu, nu privi lucrurile așa. Zice, dați-l un pic pe mâna satanei pe fratele ăsta. De ce? Pentru nimicirea păcatului din el ca duhul lui să fie mântuit în ziua domnului Isus Hristos. Ah. Deci nu e ce m-am gândit eu că m-au aruncat, m-au dat afară, pe păi alții sunt mai răi, nu este vorba despre asta. Asta este pe orizontală, e lumește firește de, demonic. Pe verticală zice pentru ca duhul lui să fie mântuit în ziua lui Hristos. Era preventiv duhul lui să nu fie pierdut în ziua lui Hristos. Și câte cazuri prin biserici, prin tulburări de tot felul, că pe unul l-a pus colo, pe unul l-a pus dincolo, pe altul l-a mutat acolo, pe altul dincolo. Pavel îi spune lui Timotei, fii atent la o problemă. Când pui pe oameni în răspundere să nu fie unul care s-a întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în o diavolului. O, deci de asta nu l-a pus pe băiatul ăsta acolo pentru ca să nu cadă în osânda diavolului. <gătă -i> Marele matematician român a fost propus pentru să fie președinte al Academiei. Moisil, Grigore Moisil. Și ce să pui președinte al Academiei la 30 de ani un băiat ca acesta peste diverse capete mai de mult pe aici. Și atunci nu l-au susținut și el a spus, zice, știu de ce nu am fost ales președinte al Academiei. Zice, datorită unui singur păcat, și anume că sunt prea tânăr, dar vă spun, zice, mă pocăiesc în fiecare zi de păcatul ăsta, îmbătrânesc, adică. Acesta a fost, fii atent, îi spune Pavel lui Timote, nu e vorba de a pune sau a nu pune pe cineva, ci este vorba de a evita o a diavolului Dumnezeu vede ce este după colț, știe cum voi reacționa dacă voi fi pus într-o situație sau alta. Și dacă umblu condus de Dumnezeu, nu numai că nu mă va tulbura, voi slăvi pe Dumnezeu că m-a ajutat să nu cad în osânda diavolului. Câteodată ajungem și noi să vedem care era această osândă a diavolului și ne punem mâna în cap. Uite, asta era să fac. Dacă nu mă oprea Dumnezeu, uite, aici urma să ajung. Iubiții mei, sunt situații în care Dumnezeu intervine dramatic încercând să prevină răul din viața noastră. Vă amintiți că pe Balam l-a strivit măgărița de zid, dar știți ce cuvânt este acolo? Nu că i-a strivit piciorul de zid, i-a zdrobit piciorul. Aoleu, păi să, să ai piciorul zdrobit îți dai seama? Și atunci te gândești de ce? Păi tu te-ai rugat să ai parte de moartea celor neprihăniți și vrei să mergi pe drumul celor nelegiuiți, oprește-te, Dumnezeu a făcut îngerul, a luptat pentru el să-l oprească din drumul acesta, i-a zdrobit piciorul în final, dar nu s-a oprit. Nu, sufletul era tot, acolo a fost hotărât, a mers până la capăt. Acestea sunt uneori în mijloacele ciudate ale lui Dumnezeu, nu dorințele lui Dumnezeu, nu plăcerile lui Dumnezeu, ci, ci această lucrarea a lui ciudată, ca medicului care în final trebuie să opereze. Chirurgia nu este, este soluția, este ultima soluție după ce s-a încercat totul. De aceea, iubiții mei, să ne supunem celui prea înalt, așa cum a spus cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cineva îți dă o palmă peste obrazul drept, întoarce-l și pe stângul. A fost așa de prostește înțeles cuvântul acesta. S-a înțeles că dacă îți dă una peste ochi, dă și pe partea aia, Și au bătut joc atei de treaba aceasta, și a bătut joc nemernicii, toată lumea, de cuvintele acestea. Nu, se referea la jignire. Se referă la, ofens, la, 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 la defăimare. Te bate peste obraz. I-a bătut obrazul. Ați înțeles. Nu e vorba de Bătaia asta cu ciomagul sau peste ochi, cum, a, cum așa de greșit, au înțeles unii oameni și au petrecut viața în mizerie, că trebuie să stea să fie bătut peste față. Nu, nu despre asta este vorba. Ci dacă îți dă cineva peste obrazul drept, adică te defaimă, te vorbește de rău, te jignește, îți, îți negrește, cum scria în Biblie reputația, Întorci-l și pe cel, nu te apăra. Iisus niciodată nu și-a apărat reputația. Aceasta o găsiți în Cartea Hristos Luminar, nu și-a apărat reputația niciodată. Și așa este, nu găsim în scripturi undeva pe Iisus apărându-și reputația, ci caracterul. Adică să nu se asemene niciodată cu acela care îl defaimă. Și dacă te defaimă cineva și te vorbește cineva și îți dă una peste obrazul drept și te murdărește și întorce și pe stângul, spune Iisus. Dar, mi se, da, vi se pare drept așa ceva totuși? Dacă ți-a ți haina, dă și cămașa? până ajunge că mi-a luat haina? Oh, dacă te forțează, te silește, nedreptate după lume, să mergi o milă cu el, tu mergi două. Doamne, oamenii care n-au înțeles Evanghelia, aceasta e o piatră de potignire de netrecut. Pentru omul mândru. Omul mândru nu va înțelege niciodată lucrul acesta. Dar în experiența noastră care stăm aici, avem niște pagini. Avem niște pagini fiecare. Am un prieten căruia i-am spus, zic că așa este, uite, ce mă sfătuiești, a spus el. Vreau să merg la tribunal, vreau să deschid acțiune, vreau să fac asta. mi a luat banii. Nu mi-a plătit banii pe lucrare. Ia, așa este. Uite sfaturi. Eu n-am sfaturi sunt însărcinat să-ți spun acest lucru. Eu nu am sfaturi personale. Sunt însărcinat să-ți spun să te duci la casa acelei doamne, să termin complet lucrarea aceasta, să nu-i lași casa pe jumate făcută pentru că ea a plătit doar pe jumătate. Du-te acolo și terminei complet lucrarea. Întreabă dacă mai are ceva și dacă mai are, continuă să faci gratis și spune că dacă are nevoie de bani, ești gata să-i dai înapoi. Atunci s-a făcut gri la față el, cred că mă poate chiar, chiar, mă și aude în momentul acesta, spune acest lucru cu permisiunea lui. S-a făcut gri la față înaintea mea, rar am văzut un om așa și mi-a spus, zice, am fost pe punctul să te omor. În moment, n-am urât pe nimeni, n-am avut atât mânie în mine decât în clipa când mi-ai spus așa ceva. Probabil că a lucrul, cuvintele acestea ale Mântuitorului, au apăsat pe un loc cu puroi și când e chestia asta, sare ca ars, un om îți dai seama ce înseamnă. Și a trecut ani și s-a distrus toată economia, absolut tot, s-a distrus toată reputația, s-a distrus totul, totul în țărână, absolut tot, 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 asemenea lui Iov. A rămas un cor bolnav și o grămadă de gunoi pe care zăcea și atunci l-am reîntâlnit și mi-a spus, de ce nu mai îmi zice mie bunul Dumnezeu acum o dată? să mă duc să mai fac jumate aia de față, de ce nu mai... Da, adică, ni se pare într-adevăr o nebunie. Au zice mai, dacă îți întoarce și obrazul celălalt, păi știi ce se întâmplă? E posibil ca omul acela care s-a înfierbântat de sete de sânge care te-a lovit peste obraz, e posibil să vrea să te omoare și cred că e mult mai bine să întorci un obraz celălalt decât să se întâmple. Uh, unul care ți-a luat haina, Ești atât de indignat încât poți să fii tu pe punctul să faci o mare nenorocire și ca să scapi de nenorocirea asta, dă și cam așa și să vezi cum te vindești pe loc, frate. Poftiți și cam așa, nu e niciun problemă. Aceste, aceste cuvinte spuse de Domnul Hristos nu sunt înjosirea ființei umane, ci sunt salvarea ființei umane și prevenirea răului din viața și ființa noastră. Acum, iubiții mei, aș dori să încheiem cuvântul învățat de noi astăzi și să învățăm ceea ce Mântuitorul însuși așează înaintea ochilor noștri când îi răspunde lui Pavel în a doua epistolă către Corinteni, capitolul 12. Zice, nu-mi place ce faci, nu-mi place să fiu pălmuit așa pentru... Nu-mi place lucrul acesta. Știu, știu că nu-ți place, dar când e vorba de viață și de moarte, mai discutăm dacă m-am râncit cineva, dacă am scăpat cu viață, dacă e vorba de a scăpa cu viață. Știu că nu-ți place, dar răspunsul Domnului Hristos, harul meu ți este de ajuns. Împreună cu încercarea aceasta și cu pălmuirea aceasta și cu împiedicarea aceasta de a nu te îngânfa, am pregătit două lucruri pe de o parte putere să reziști, să stai la un așa tratament și pe de altă parte o cale de ieșire din situație în care vom evita îngânfarea. Din același motiv i-a spus Daniel ce ne și noi acum împăratului. Placăți sfatul meu, zice Domnul. Ție-ți mulțumim, Doamne, și te rugăm din adâncul sufletului să pui în inima și viața noastră bucurie, acceptare, supunere plină de dragoste, înaintea purtării tale de grijă. Și tu, care vezi sfârșitul de la început, condune, Doamne, așa cum înțelepciunea și bunătatea ta știe, și nu așa cum am vrea noi. Supunem voinței tale Sfinte și planului tău cu viața noastră, supunem voința noastră și planul nostru în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin!